Cum în această săptămână, Câmpul Lungul este în sărbătoare, Biblioteca Municipală aduce în atenția cititorilor un volum al unui câmpulungean care vă prezintă repere istorice ale municipiului nostru cu ajutorul cărții Strada Venus numărul 8. Este vorba despre istoricul și diplomatul Aurică Smaranda, care prin intermediul acestui volum vă duce în Câmpul Lungul Evului Mediu, oferind informații interesante despre istoria municipiului. Tata mi-a povestit o întâmplare în care bunicul a fost implicat. S-a zvonit printre lucrătorii din vie că administratorul moșiei de la Florica nu-i poate plăti, că nu are bani, deși era zi de plată a zilelor muncite. Oamenii l-au delegat pe bunicul să stea de vorbă cu boierul care era plecat la Pitești cu treburi. Neatache l-a așteptat pe aleea care ducea la conac, până a apărut răsura în care era Ionel Brătianu. S-a așezat în fața cailor și a oprit-o. Viziteul, care cunoștea pe Tache, a tăcut, dar din răsură a ieșit boierul. Ce faci, măi, tăchiță? Bună ziua, boierule! Eu n-am nimic cu caii, dar eu vă tai hamurile și rămâneți în drum. Tăchiță, suie-te în trăsură și spune-mi ce s-a întâmplat. Boierule, domnul administrator a spus că nu ne poate plăti zilele muncite, că n-are bani. Între timp au ajuns la conac, Brătianu nu a chemat nici jandarmii, nici primarul și nici altă autoritate. A dat porunca administratorului, care i-a plătit pe țărani, până la ultimul bănuț. Recomandarea de lectură din această săptămână a zilelor municipiului Câmpul Lung este volumul Strada Venus numărul 8, Câmpul Mușel în labirintul timpului trecut, al autorului Aurică Smaranda, de la editura Cartea Ortodoxă Alexandria 2012. Publicația scrisă de istoricul, diplomatul și numismatul Aurică Smaranda, născut pe 15 septembrie 1926 pe Strada Venus numărul 8, face parte dintr-o colecție de peste 350 de studii, articole și comunicări științifice publicate de cunoscutul istoric mușcelean, publicat în reviste de specialitate, dar și de largă audiență. Volumul ne prezintă aspecte interesante atât din istoria orașului Câmpul Lung, dar și din portretele unor personalități care au influențat societatea din Câmpul Lung, dar și din zona județului Argeș. Vom găsi informații despre Bâlciul de Sfântul Ilie, primul teatru din Câmpul Lung, evoluția prețurilor așa cum apare în istoria lui Cede Alicescu sau despre moile de apă de la noi din zonă. Vă invităm la bibliotecă să parcurgeți aceste pagini din volumul recomandat.